aici cu Big Pro. Așa știu, nu știu. Suntem pe Case Opener. Am încercat să postez un episod acum cât timp, vreo 2-3 ore și nu am mers oameni buni. Deci, haideți să dăm un jackpot. De fapt, nu. Da, jackpot. Și am mai jucat eu puțin. Și am făcut eu niște iteme. Să vedem, ne băgăm la gold, la cuțite, knife. Deja. Avem aici ne băgăm cu cap înainte oameni buni, deci suntem foarte nebuni. Ne băgăm cu aproximativ 79 de euro. Deci gândiți-vă, oameni buni, deci eu mă risc foarte mult acum. Stați să mai băgăm ceva totuși. Red. Nu. Ping, 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 ping. Bă, în fundul ăsta. Case opener, mă. Da, mă, case opener. Bun, și noi acum. Le dăm naip. Plângă și ei puțin. Să plângă și ei puțin. Că m-au bătut de... M-au stricat. Deci, haideți. Sunt 13 oameni buni. Deci, ne pregătim. Pam, pam, pam. S-a mai băgat un băiețel. Hai să ne băgăm și noi. I-am rupt pe fraieri. Ha, ha, ha. Eu m-am... du-te, mă, de aici, bă. Du-te la tine acasă și stai acolo. Ia, uite, mă, și pe ăsta, mă. S-a băgat unul cu 2000 de euro, bă. Și ceva. Oameni bogați, mă, nu ca tine. Bă, și-a dat. Dacă câștig, e din cauza bine, oameni buni. Este... Am strigat 3000 de euro. Cauza lui Big Crunch. Stai să văd acum. Da. Da, hai. Toate bun, îmi dai și mie... Îmi dai și mie 1500 de euro, că te-am ajutat. Bine, mă. Nu, ce ai? Îți bate 800 de euro, maxim. Hai că ne băgăm la interne pe potul. Eu bag meti. Stai cu meti, nu? Apropo, oameni, vreau să vă apucați de meti. 1, 2, până la gain. Da, de ce vorbiți aici? Eu nu joc metin, am jucat o dată. Da, el este mai cu greutăpia, Case Opener și... Shut up! Ce faci acum? Te promovezi? Vezi că... Păi da, mă promovez! Ne băgăm cu... Am 2900... Ne băgăm cu 2970 de euro fix. Niciun bar mai mult. Oho! Ai grijă, gata, poate... m-am băgat! Să nu-mi dea unul snipe din ăla. Are un... Chiar că snipe. Își bag un sniper care și... Poate mă bat. Ia să-mi iau și bă, big noob. Dacă nu câștig, înseamnă nici din cauza ta. Deci pe el joați în comentarii, da? Ziceți noob. Scrieți PLS Gable în comentarii. Vreau să vă aud. Nu! Ce ai my god. Deci erau, uite, milimetric, mă, milimetric de la. Și am câștigat, deci milimetric, frate, tu știi ce aia milimetric? Da. Da, era, doamne, ce blanc. Bă, din cauza lui Big Pro, oameni buni, deci. Plus gay bun, cred că a scris plus gay bun. Da, știu, a scris. Simt. Deci, eu cred că o să fac aici un mic scandal, că am șters totul din telefon și tot nu vedeți. Nu, băi. Deci oameni buni, bun, deci urmează Clash Royale pe lista neagră. Da, Clash, bă. Ești de Clash. S-a dus pe lista neagră Clash Royale, nu mai există în acest telefon. Da, păcat. Am vrut să fac o poză, dar n-a ieșit poza, bă. Am vrut să fac o poză. Păcat. Ha? Păcat. Deci mai ne băgăm la un pot, le dăm snipe la ăștia, le dăm snipe-ul fatal. Eu dacă o să plângă și ei puțin acolo. CSGO, mă. Pe CSGO. Dacă câștig tot ăsta, îmi vând contul pe 10 lei și gata. Oh my god, de snipe. Bă, am băgat unul 3000 de euro și am băgat 3500, am 42% șansă și nu știu dacă câștig. Roagă-te!
Roagă-te! Zic că da! Oameni buni! Bă, nu mai filmez fără tine, frate! Deci jur că nu mai filmez fără tine. Acum să fii și tu talismanul meu norocos că... Da, oameni buni, hai, hai, că își face share canal de YouTube, mi-a zis mie. Aia, vezi, comentezi? Vezi că-ți fac promo. 15 euro promovarea. Dacă îți faci promovare, te-ai zis. Ia stai să vedem. Noi, stai, ce pică? Zic un noroc, zic un noroc. Ești pe case opener? Ești la cutiuțe, ești la cutiuțe sau la jackpot? Ești la jackpot sau la cutiuțe? Sunt la cutiuțe, mi-a pe 7. Cât? Vezi că scrie acolo. Dă-l încolo, stai. Aaaa, mi-a dat snipe, mi-a dat snipe, mi-a dat snipe, boss! A, s-a mai băgat și un dă-l handicapat. MP7, 15 euro, bă! Bă, roagă-te, bă, că s-a mai băgat unul cu 501 euro, s-a mai băgat unul cu 7500 euro și s-a mai băgat și unul cu 74 de euro și s-a băgat și ăștia cu 655 de euro. Bă, am 35% șanse dacă câștig, mă las! Taci, taci, dacă-mi pică ceva bun. Bă, dacă câștig, mă las! Pă, bună! Încheiem seria totul, gata! Bă, tu, 27 de cent! Da, am câștigat! Pam, pam, pam! 2 euro și 11 cent! Fuuu, bă, n-ai niciun noroc! Bă, eu știi ce am? Stai să vă spun acum ce am făcut în videoclipul ăsta. Știi că acolo ți apare gold, cuțite, știi? Și hai cât timp mai avem să vă arătăm ce mi-a picat mai detaliat. Hai taci, taci, că poate-mi pică carambitul. Bă, taci, mă, că eu filmez, hai taci. Deci, a trecut pe lângă carambit. Uitați ce mi-a picat. Una butterfly knife în valoare de 68 de euro. Mai mi-a picat un tiger tot de 500 de euro. Mai mi-a picat un Bowie knife, o baionetă, ceva de genul, nu știu, Crimson Web, 180 de euro, shut up. Mai mi-a picat un gut knife de 88 de euro. Nu știu dacă vorbesc prea repede, dar în fine. Încă un gut knife de 54 de euro, virgula, nu știu cât. Încă un carambit de 277 de euro. Mai mi-a picat un tarambit tot de ăsta e mai ieftin, 226 de euro. Mai mi-a picat un flip knife de 79 de euro, virgula 38. Mai mi-a picat un flip knife de 70 de euro. Încă un gut knife de 88 de euro. Tantra carambit de 1000 euro, oameni buni. Încă un carambit night carambit de 1100 euro. Și un Stantrac bayonet Tiger Touch. Deci ăsta e vreo 500 de euro, na. Încă un Stantrac carambit marble fade 1050 de euro. Hai tai din gură că te dai prea mare. Bee. Încă un cuțit human knife de 55 de euro. Încă un cuțit M9 baionetă 109 euro. Încă niște shadow tigers 58 de euro. Și încă un Stantrac de carambit Stantrac de 1000 de euro. Puteți să puneți pauză și să vă uitați mai detaliat. Eu vă spun acum pe fugă că nu mai am decât 4 minute și trebuie să plec. Adică să închid filmarea, aură. Shadow Tiger, mai speciale, 380 de euro. Binicel. Huntsman Knife, de 92 de euro. Mai avem aici un M9 Bayonet, 119 euro, 1%, cred. Nu știu. Shadow Tigers, Tiger, de 90 de euro. Stantrac, Tiger Touch. Stantrac de 500 de euro, un Stantrac carambit de 150 de euro, un Stantrac butterfly knife de 460 de euro, buncel, Huntsman knife de 51 de euro, buncel, și M9 bayonet 109 euro,
Mai avem aici Stuntrack Butterfly Knife, încă unul de 460 de euro, bincel. Un carambit, pur și simplu, de 500 de euro, ce este? Factory New, bincel. Flip Knife de Field Tested, oh my god, 79 euro. Deci, oameni buni, cam asta a fost filmulețul, videoclipul, de fapt, și... Na, am mai câștigat niște puși, dar astea sunt cele mai importante. Unii te vor să zică că sunt bogat. Dar sunt. Dar stați să mai vă arăt o chestie. Stați să vă mai arăt o chestie, că asta nu-i tot încă. Cine are o grămadă de euro? Ascultă-mă, ascultă-mă. Și mai avem, în, nu ultimul, mai avem decât un SUVID UMP Minimal Wear. Ăsta, Big Pro, ghicește cât costă. Nu știu, nu pasă. 7500 euro. Nu, am trecut pe lângă cuțit, mă. Uitați, mai avem aici un rifle, Mupra 1, 88 de euro, 48 de euro. Un UMP, 460. Încă un UMP, la fel, 460 de euro. Taci. Și, oameni buni, acesta a fost videoclipul. Dacă mai ai niciodată să taci, să mai ai niciodată cuvântul taci, mă duc la tine acasă și vin cu bâta. Deci, oameni buni, acesta a fost videoclipul. Spune-mă și tu ceva. La de rezultat să intrați pe om 2 sau metin de ro. Nu, bă, fără promovare, bă. Deci, oameni buni, acesta a fost videoclipul și ne vedem data viitoare. Bye, bye.